vreau scuza. Merge. Opa, merge și poate. Caramele de la Anca. Bună. Arată și pe ea, dacă nu vrei să nu stai singură. Ce... Nu mai nimeni, nu? Nu. Ce puțin sunteți. Așa, mi-ai găsit pe atunci bani, mă te cari. Te mași pe el. Nu veniți. Păi nu? N-am unde să pun astea. Păi nu, multe cari, așa aveți mulți bani. Aici scrie tatăl nostru în Italia, băieți? Nu știu. A, dar zic că niște. N-am recuperat eu. Vreau din asta. Aveți Nico să recupereze. Și din asta? Ca la Timișoara și Nico vreau să recupereze. Încerc chiloții. Încearcă chiloții. Nu cred. Dă-ți jos, man, să văd. Păi vreau să văd dacă vin. Vrei și tu să probezi o pereche, Flavius? Eu? Da. Nu, pe mine nu mă sunt. Ia. Wow! Bebe, să iei la date, abia aștept. Fain? Da. Stai așa. Doamne, ferește. A luat-o cu mine, ca să vină și în casa băieții să socializeze. Păi, da, pentru că nu vrei să fii singură, de-aia mai luat. Nu, eu pot să stau și singură cu el, că nu mi-e rușine. Singură! Putem face multe singure. Singuri. Nu? Nu știu. Sorin, mai ai niște cari, dar hai și tu. Nu mai vreau când mi se strică dinții, nu mai vreau. Pentru că... Am văzut că sus, că e sub băieții deloc, știi? Gen. Nu vine pe aici, că stai cu mine. Nu știu ce pot fi. Nu pot fi egoistă. Așa, mă țin lângă tine. Mi-ai făcut mie loc. Hai. Da, să nu faci poze. La cine? Am mai grijă la mă. Așa, să nu faci poze. A, nu, s-o obișnuiți. Aici. Cine s-o obișnuiți? Mă. Cine de... Cine de s-a făcut? Câte capitole am ratat? Câte capitole am ratat? Vezi, dacă vrei să vezi pe Anca în ipostaze mai așa, uite la emisiune. Nu cred. Da? Aici așa nu vezi. Ai zis și eu așa, sunt un pic pe... Doamne, înainte să vină nemuși în cer aici. Ce făceai pe aici? Deci îmbrăcai stripsuri. Da, făceam stripsuri aici. Făceam stripsuri aici. Făceam stripsuri. Da. Așa ai, Sorine? Da. Ce ne făceam? Da, ia-te-vă și eu brățara. Grav, rău de tot. Da. Ca așa am văzut că nu are ceva? Și mie așa îmi place. Dar ce scrie? Scrie tatăl nostru în italian, dar nu știe chestia asta, dar am văzut video. Da, sincer. Când am văzut ciorăpei, m-am gândit că poate nu era de că nu-i stilul ei. Da, pe loc. Mana ce era să zic și eu? Nu-i stilul ei. Serios, dacă nu... Te-am văzut că din... Era, ce zic și eu? Mă, griji mă vezi. Serios, dacă nu știu. Apoi când a zis... Ea, da, am înțeles. Da.
așa am un stres atât de mare, că nu știu acum nici ce să fac, ce să caut, da, chirii pe aici, fel, ce să fac. Aici e situația într-un fel, Bianca, că ești tu, că ești el. E altfel, e altfel. Adică nu, adică nu știu ce să fac. De multe ori în viață, adică mi-a fost mai ușor să iau și să plec, adică când, da, când e mai greu, mi-am luat lucrurile. Hai acolo că ți-aduc ghie. Da, lasă, mai merg, mai fac mișcare. Lasă că doar plâng. Merg, mai fac mișcare. Și ziceam că de multe ori mi-a fost mai ușor să iau și să plec. Și de multe ori am făcut așa. Dar acum, practic, sunt constrânsă să... Ești blocată. Să stau, da, da, da. Și nu știu cum. Doamna, nu o să fie pentru mult timp, dacă îți dorești cu adevărat. Nu știu. Dar până atunci... Dar tu te gândești că vrei să rămâi aici? Nu, 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 nu aici în emisiune. Nu, 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 la București, București, da, la București, nu? La București, zic. Da, eu m-am gândit la așa ceva, dar aveam așteptări mult mai mari, sincer, la toată faza asta și la tot ceea ce se întâmplă aici, în general. Nu, dar eu am primit ceea ce am vrut. Eu am vrut să mă duc de la monotonia din viața mea, am vrut senzațiile tare, mulțumesc, gata, nu mai vreau senzații tare, mi-ați dat până pe toată viața. Am senzații tare, că am avut de toate, de toate. Da, am avut în toate domeniile senzații tare, am avut de toate. Uite, acum poate o să ieși de aici. Adică, din punct de vedere de experiență, eu mi-am împlinit-o. Tot am vrut adrenalina asta, nebunia, să schimb țara, schimb prieteni, tot. Am schimbat, gata, mulțumesc, atât. Pe mine m-au afectat foarte mult chestiile astea cu părinți, cu strategii, cu tot felul de tâmpenii de astea, înțelegi? Dar trebuie să nu te afecteze nimic, că n-ai de ce. Nu am bătut eu în cuie că el e vinovat pentru chestia asta, înțelegi? Dar că s-au legat lucrurile așa, adică după ce iese pe post faza aia cu Mike Man, nu cred că ai prins-o tu aici acasă, păi acum a luat taică meu vizor. Că am văzut că prinde, știi? Păi m-a deranjat chestiile astea. Și nu spune mie Larisa că eu nu las pe Nicoleta să vorbească, sau așa, că până să vorbesc eu într-un fel la adresa ei, cum a vorbit el la adresa ei, mai de mult când s-au certat de ei și astea, mai durează mult și bine. Așa că n-are de ce să-mi spună... Dar nu te mai certa atât, nu te mai agita atât. Nu vorba de ceartă, dar văd că... Și parcă dai mai mult important. Nu, eu văd că în momentul în care eu spun ceva, fă, imediat, ce ai vrut tu să-i induci, ce ai vrut să spui sau ce? Gen că imediat așa mă ia pe un ton de ăsta și tu mă enervezi. Da, da, și are un ton care nu e ok. Adică nu știu, fiecare cum e. Îți dai seama, dacă ea e așa și ea vorbește așa, ce se pune să zbiere și așa? Și cu chestiile astea cu... Adică poți să vorbești frumos. Au fost multe, oricum până le prins. Chestii cu eliminare, cu un altul. Pe o dată am zis în casă că vreau să plec acasă pentru că era Nicoleta supărată. Și da, dacă era să plecăm atunci eliminați de public, mergeam acasă, fain frumos, nu e nicio problemă. Eu rămâne aici. Da, rămâne aia și venea și ea după. Ei, uite când s-au cerut săptămâni la rând că vreau să plec acasă, că nu mai rezist să stau și... El se ruga pe aici să o ținem în casă, să nu o votăm. Larisa? Da. Și eu am fost în gală lângă ea, uite, așa că acum când stau lângă tine, când se dădeau voturile. Și am întrebat-o, mai vrei să pleci acasă? Chiar și atunci, în ultima clipă, că nu votam pe ea. Și atunci am dat un vot și oricum nu am plecat acasă. După gală, imediat, nu știam pe cine sunt, ce să fac, să vorbesc cu cineva, să-mi spună ce să fac, pur și simplu nu judecam normal, cu capul. Nu... Dar e șocată, e normal, nu. Da, nu m-am așteptat. Eu, sincer, să fiu cu tine, ce am avut în weekend, că eu nu credeam că tu dorești plecarea. Am zis că, o să vină Bianca puternică și o să-și dorească să rămână în continuare convenție. Da, e de admirat faptul că... Eu am zis că, din câte te cunosc eu așa, că eu mă consider că mă pricep de clava. Mi se pare că, gen, bă, chiar dacă ea își dorea să rămână aici, din orgoliu mă făcea. Deci nu-i numai orgoliu, sunt foarte multe chestii, eu n-am pentru ce. Știu, nu, dar se vede clar că tu suferi după plecarea lui, asta e clar, dar zic, chiar dacă nu suferi după plecarea lui, tu aveai orgoliu și din orgoliu nu rămâneai. Mamă, că azi mi-e bine. A fost mai rău. Da. Dar voi doi ați vorbit asta? V-ați fi dorit să vă mutați împreună? Adică ori aici, ori... Noi n-am discutat despre mutat împreună, deloc. Adică noi suntem împreună de o lună. Da, e de neașteptat ce ți-a pus să vorbești. Eu nici nu știam ce spun, nici nu știu. Dar tocmai așa te întreba și domnul Andrei, îl cunoști atât de bine încât să-ți dorești să pleci după o lună de zile după un băiat? Adică simți asta? Da. Nu-l cunosc, dar merită riscul. Și tot eu foarte multe luni am stat aici. Eu deja experiența asta am trăit-o din plin. Deci mi se pare corect că eu dacă mi-am găsit pe cineva să plec. Adică strict așa moral, spunem. În afară de faptul că nu mă simt eu confortabil, că stau și mă uit.
Și oricum când o să vii băieți noi, eu nu o să mă apropii de nimeni dintre ei, când eu sunt cu capul în altă parte. Da, eu pot stau cu voi la masă să glumesc, să râd de cadourile voastre și așa, dar în sinea mea eu sunt cu capul cu totul în altă parte. Nu sunt aici acum, mai ales azi și nici ieri.